Bună ziua, bună, bună ziua. Ziua! Am ajuns la fermă. Cum am coborât, am văzut un domn elegant. Cu respect, Marin Barbu, mă bucur. Colegii mei, Marin Barbu. Vasile Olan. Da, bucur. Bine. Și a început el să prezinte. Sunt de profesie inginer și noi avem o fermă aici bio. Avea omul ăsta de toate acolo. Aici sunt păsările unde sunt și ei pe vârste. Da. Adică puișori, aia exact, mai mari. Puișori, pui mai mari, da. Găini, rațe și gâște. Da. Avea o fermă aici. Numai pentru el și pentru angajații lui să mănânce sănătos, ceea ce eu zic sincer, fără să cunosc pe domn deloc, ne-a plăcut ideea să mănânc numai sănătos, mi se pare unul dintre cele mai frumoase lucruri. Cam așa era când eram eu copil. Oamenii aveau tot ce le trebuia în curtea lor. Asta ce este, trefoi? Da. Asta nu, da. Asta e lucernă. Lucernă. Da, pentru animale. Da. Pentru animale, da. Care unul din colegii dumneavoastră o să o cosească, da. Și după ce face curat la porci, le dă să... Îl vedeți? Dacă lăsăm aici două ore, totul e cosit. Bravo. Maramureșean de la adevărat. Ok, mă duc eu la coasă, ne-am mărit. Eu zic așa, ca să meargă treaba bine și eficient, Nicolae să pricepe, voi fetele mele, mergeți cu Nicolae. Nicolae, Larisa, Dana, la păsări. Și eu rămân cu finii mei aici și ne apucăm de curățenie la porci. Eu mă vedeam în echipă cu nevastă. Bine, am zis, hai, am soțul meu, odată le pun la muncă lui și eu încerc să fac cât mai puțin, pentru că e destul deja ce fac eu în casa, când îi am de curățenie, el ce face? Să culca. Lasă-l pe el să ia, să pună roabă și tu o iei de aici și doar strânge așa, uite, îl faci grămadă, da? Ce, trebuia să adun, frate, nebunii acolo, era numai rahat de porc, numai mizerie, numai... Auzi, ca așa e viața de la țară de când e lumea. Am adunat un pic, după aia cu lopata încarcă. Au umplut prima roabă, a dus-o la gunoi. Aici e bine, în dreapta? Unde vrei, nu vezi că e plin? Amore, cu forța, pac! Cine mă, eu? Năbosta. Eu. Ce vrei să facem? Ce, cu ce te putem ajuta, sincer? Curățenie. Curățenie. Îi las pe mâna, da? Ne-am apucat să facem curățenie la găini. Aici, da? Adică penele tot afară? Da. Tu te duci cu Nicolae și... Vai, n-am mai făcut asta de când eram copii la bunicii mei. De când au dispărut bunicii noștri, am un soi de nostalgie față de tot ce... Am un soi de nostalgie față de aceste activități, de legătura cu animalele, legătura cu pământul. Mi-aduc o liniște, o bucurie și mă întorc înapoi în copilărie. Locul cel mai fericit, unde oricât de trist ai fi, te duci măcar în amintiri. Și le iau și de la de sub găini? De la toate? Bineînțeles că aceste amintiri din copilărie, toate vacanțele petrecute la bunici, îmi sunt tare dragi. Am intrat cu mare drag la păsări și chiar la un moment dat m-am uitat cu puțină gelozie la nepoții fermierului, care erau foarte dornici mititei să ne ajute. Hai, uite, o țin eu, ia-le tu. Am și ajutoare. Chiar le-am spus să se bucure de toate lucrurile astea și am fost puțin geloasă că nu mă lăsau să iau eu toate ouăle și ei din drag să mă ajute, credeau că mie mi-e frică sau ceva de găini și împingeau ei găina să-mi arate cum să-mi faci mâna sub găină. Mie mi se pare om ce facem. Se zice că nu e bine să trăiești în trecut, dar așa mi-ar plăcea. A fost un moment tare drăguț, mi-a plăcut tare mult. Am pus mâna pe coasă, dar ce să vezi, bade? Coasă nouă, nebătută niciodată. Să nu-i cai de capul meu. Am încercat eu să o ascuțesc. Când mai bine am insistat mai tare. Că de obicei la o coasă bătută nu trebuie să apeși tare, pentru că dacă o apeși, o strici foarte repede. Trebuie doar un pic, numai așa să o netezești. Hai să vedem ce poți să fac ea. Dar ideea e că am cosit, m-am chinuit, în spate a venit după aia Sandy, a venit cu Neamărin,
cu Dani. Și acum, fii atent, noi adunăm, uite ăsta, tot așa, ce-i cosit. Las-o acolo. Ok. Și aruncăm în el. Dar tot ce-i cosit, tot ce-i cosit, și ducem la porci. Hai. Nicolai deja cosise cam vreo 100 de metri pătrați de lucern. Hai, lucrează, mic, grăbește-te, Dani, dai! Băi, asta nu mai vorbește în continuu, n-a făcut nimic. Mă duc acum, haide să luăm de mâncare, să le dăm la porci. Mă duc, iau lucerna, o aduc la porci. Hai, bă, că v-am adus masa. Ia uitați ce v-am adus aici. Așa, pe el. Și atunci am zis, hai, trebuie să dăm apa la porci, pentru că nu era. Intră acolo și îți dau eu dacă... Fraierești, trebuie să-l mai lași un pic. Trebuie să-l mai lași un pic. Am telefonul, nu mă uda. I-a venit să mă ude, să mă enerveze. Dani se supăr dacă le fac așa, dar acum, aflând în faptul că este neamarin, nu s-a supăr așa de mult. Dani, scoate de aici, că e apă. Zic, hai munceste, hai face asta, face la și l-am dat cu furtuna. Băi, ești... Du-te, că trebuie să mergi, că n-a... No! Uite pe amândoi, uite. Băi, să strică vremea, băi! Mi-a dat una aici, că uite, am semnul și acum, jur, uite-l. Moara mi-a făcut pe picioare. M-a rupt. Aici unul și aici unul. Sandy cu Dani s-a tachinat non-stop. Băi, că s-a mai tachinat, mă, numai, mă. S-au udat, s-au jucat ca copii, sincer. Așa că să iubesc.